Salutare, prieteni! M-au întrebat mai multe persoane și pe YouTube și pe Messenger în privat dacă aș putea să fac un videoclip în care să prezint iepurii de matcă. O să încerc ceva, dar nu știu exact cum o să fie. Eu încă nu am dat la montă. Da, și lucrul ăsta am fost întrebat dacă am dat la montă. Încă n-am dat la montă pentru că mi-au venit lemnele și o parte din ele, după cum se vede, am tăiat, am și crăpat și mai am și doar după ce termin, pentru că nu vreau să fac gălăgie ca să se sperie iepuraicele. Unele iepuraice se sperie și fac avort de la gălăgie, de la sperietură. Și ca să nu pățesc lucrul acesta, am zis că mai bine aștept schimbarea de la căldură la frig. Le aduce un stres și invers de la frig la cald. Și atunci am zis că să așteptăm o lună de zile să se acomodeze cu temperatura. Încă năpârlesc, așa, încă iepurii năpârlesc, o să vă arăt câteva exemplare. Înainte de asta să trecem pe la căței, să vedeți și căței. Țuțu l-a ajuns pe Simba, de la lumină are ochii albastru, așa, verzui. Țuțu! Mă, fii cu minte. Și îi place urechile lui Simba și tot îl prinde de urechi. Uitați moștenitorii. Bă, ai grijă că e micuțul lângă tine. Uite, se joacă și el. Prinde el. Uite și ăsta negru. Țuțu! Mă, ce burtă au. Să mai vedem că plini de mizerie, pipi, cachii pe jos. Țuțu! Haide! Haide, țucă tata pe ei! Uite pe tăticul lor. Mă, la unde e unul? Unde e unul? Haide aici! Mă, hai Veronica. Bun, și să mergem la iepuraș. Da, se pare că ar veni și floștomocii. Nu mă mai bag atunci să nu se bage acolo cumva să-i prindă iepuracele. O să filmez de sus. Aici am mama cu trei femele de uriaș de Transilvania. Mama e acolo lângă blid. Încă îi mai mare ca și fetele. Încă. Acum cred că se vede. E mai măroacă. Dar după ce le voi monta, se vor dezvolta și fetițele. Trebuie să desfințez locul acesta. Aici am pus lemnele la grămadă, care le-am tăiat și le-am crăpat. Trebuie să iau astea vechi, FIFA 1, să le scot afară și astea alte să le stivuiesc așa acolo, să desfințez locașul. Stai, mă, să nu vă calc. Acolo în colțul ăla. Și atunci să încep să bag lemnele și iepuraicele să le bag singure pe boxă. Aici sunt boxele goale. N-am băgat nimic ca de azi vară. Și iepuraicele vreau să le montez cu frumosul ăsta tinerel.
Asta e moștenitor de la Iepuraica 2020 și am zis că vreau să montez cu el și probabil și pe 2012 o voi monta tot cu el. Mai am încă unul disponibil, un uriaș de Transilvania. Asta de aici. Și el e foarte frumos. Bun pe culoare, să zic așa, pe pigment. Acum încă nu-i definit, pentru că nu-i așa de frig cum ar trebui, dar pe când vine frigul, se zice că se pigmentează. Urechile ăsta, pe nas încă nu-i bine definită forma aia, modelul. Deci ăsta e disponibil pentru cei interesați. Și îl mai am pe Maroc un coteț. Numai doi îmi țin. Aici e Marocul. Țuțu! Deci de aia zic că ăștia doi îi voi ține pentru matcă și tata lor. Și atunci fetițele alea ce vi le-am arătat. Iepuraica asta de 2012. Nu știu dacă se vede în filmare cât e de mare. Da, îi cuminte, s-o cumințit, ca să zic așa. Trebuie să am grijă că la picioarele mele îs căței. Ce credeți că are cățelul? Un șoricel. Deci, pentru cei care sunt interesați, ați văzut cum prinde șoricelul. Cât e de mic, jumătate de buletin. În 25 au făcut o lună. O lună și ceva. 5 săptămâni, 6, nu știu. Altă femeluță, asta e balonaș. Tot de uriaș de Transilvania. Va trebui să-i mut și ei boxa, să-i dau altă boxă. Va trebui să sacrific californienii care sunt destinați. Asta e mai lunguiață, e soră cu cele din coteț pe care vi le-am arătat acolo la lemne, dar la desen mi se pare că arată mai bine pe desen, are mai mare pata ca și surorile ei, chiar dacă s-o balonat, e mai lunguiață, celelalte sunt mai robuste, au altă musculatură format. Deci mi-e drag de balonaș, e cu minte. No, acum te lăudam. Da, țucă mama pe ea. Nu știu dacă se vede cât e de lungoacă. Lungoacă. Deci aici vreau să o bag pe femeluța de uriaș de Transilvania, după ce voi sacrifica iepurașii ăștia. Acum nu știu că îi bag pe toți în lada frigorifică sau pe cum mănânc, iară mai tai 2-3, iară mănânc, nu știu exact. De acolo vreau să-i fac locul, destinația la balonaș. Asta e boxă faină mare. Acum am vrut să vă spun că astea două au fost montate în data de 3. Eu nu știu ce dată suntem astăzi. Și se pare cofătat. I-am făcut curat, am aruncat jos și am pus. Se pare că ofătat. Aveți grijă, mă. Ia să vedem dacă reușesc să filmez ceva. Țucă mama pe ea. Acolo, nu? Înseamnă că aici sunt puiuții. No. Acolo sunt. Avem puiuți.
Deci, prima generație de pui la prima fătare. Acum eu fi fătat de ceva vreme pentru că aseară nu a avut puf și acum văd că e cu sânge la fund, la codiță. Du-te, țucă mama pe ea, țucă mama pe ea. Ca să nu-i deranjez. Acum s-o smuls de ceva vreme. Așa că va fi surpriză că poate mai are de fătat, nu știu exact. Și asta a fost montată, dar nu știu exact dacă a rămas gestantă sau nu, că ea nu s-a smuls încă. Aici îl avem pe iepuroi 103, de la Costi Soare, tata la cei pe care vi-am arătat. Și la el pigmentul nu-i definit încă, pentru că nu a venit încă frigul așa tare. Avem 16 grade, cam așa, dar totuși nu... Auzi, pitbull-ul! Ăi, nervoșilor! E un iepuroi tare blând și cu minte și mi-e tare drag de el. Și doresc ca gena asta să meargă mai departe. Deci, are genă bună. Poziție frumoasă, impunătoare, musculatură, urechile, picioarele din față, cum calcă aici, cum se zice, călcătura, calcă bine. Bun. Aici, asta e mămica. De matcă. Asta e pe nuanța asta de gri. Du-te mai încolo. Frumoasă și ea. Mereți mai de aici. Lungă. Așa. Mergem din coace. Să mă uit să nu calc pe cățelaș. Nu, dar care ești acum, că nu te mai recunosc. Da, asta de aici ai. Asta e mămica. Așa frumoase s-au făcut și fetițele că nu le mai cunosc acum. Da, asta e mămica. Așa că și fetițele... Nu știu care e băiatul, un singur băiat și două fetițe, dar nu pot să le țin pe toate și sunt disponibile pentru cei interesați. Din coace la fel, uitați-vă mămica asta ce fain are pata pe nas. Tare, tare îmi place. Are o formă excepțională. Ea tot timpul a avut pata mai frumoasă. Da, de tine e vorba, țucă mama pe ea. Continuăm cu belgienii. Aici avem un iepuroi de matcă. De la prietenul meu, care este tâmplar, domnul Gheață. Pentru cei care îl cunoașteți. De la el am primit și talaș, rumeguș, ca să pun așternut sub iepuri. Cușca asta e doar provizorie pentru tineret, ca să se îngrașe, să se dezvolte, dar când vor ajunge iepuroii de matcă, îi băgăm în boxă mai mare. O să vă arăt la ceilalți masculi. Acum o să vi-l arăt și pe celălalt grifier. Ăsta îi oarecum grifier, dar spre albastru, că îi între gricincila și grifier.
să vă uitați atent la el și imediat mergem la gri cincila și apoi la gri fier. Aici îl avem pe ăsta de gri cincila, nu-l țin de matcă pentru că e disponibil. Nu am cu ce să fac pereche, din păcate, și de aia zic că e disponibil. Dacă nu, merge și el la carcasă. Aici îl avem pe grifierul. Da, dați o cătată pe el. Așa, ca să vedeți ce frumos pigmentare. Are și masivitate și boxa e de 1 m³, deci 1 m sau 110, nici nu știu, poate greșesc. Uite cum se ridică praful. Măi. Deci ăsta e masculul de grifier și să vă arăt fetițele. Aici avem pe mama gri cincila, belgiana, are așa un pic de gușă, așa e de la bătrânețe. Așa, aici avem dedesubt, fetița grifier, belgiana 3, așa am botezat-o. Așa, și pe sora sa gri cincila, care încă-i cu pui. Aici, aici am 3 fetițe și ăla gri e mascul. Da. Aici mai avem o femelă și un mascul de grifier. Pentru cei interesați, sunt disponibili. Mie mi-ar fi trebuit gri cincila, dar e pe grifier și de-aia zic că nu vreau să o țin. Dacă era gri cincila, o păstram, dar altfel nu o păstrez. Dacă nu este cine să o iei, va trebui să o sacrific, pentru că am nevoie de boxă. Acum să trecem la fluturii belgieni. Aici e masculul, fluturelul. După cum v-am zis, că și la iepuroi, vedeți că are o cușcă de 1,80 m. Nu mai știu exact cât are. 80 pe 80, 1 metru pe 1 metru, nu mai știu exact. Deci el e masculul. Iar aici avem cele două femele. Asta e frumoasă. Și cu fluturelul, dacă îl vedeți pe ăsta, e fluturelul în miniatură. Stai un pic să încerc să ridic. Dacă vine în coace, ai cățelaj, să nu te calc. Să încerc să-l prind. Ia să văd cu capul în dreapta. Opa, așa. Așa, să-l vedeți pe fluturel și să-l vedeți pe el. E și urma de pe lateral. E asemănătoare și punctele astea. Așa. O da foarte bine pentru că și mama lui e foarte asemănătoare. Ăștia sunt fluturii belgieni.
Iar ăștia îs fluture german. Unul pe negru și ăsta la altul e nuanța aia de ureașul gri german, culoarea câmpului. Asta la altul e cealaltă mămică. Focus, please. Așa, ăsta la altul e alt iepuroi, dar mă să nu mă mușcați. Deci o transmis nuanța asta la iepuroi, numai pentru că mămica e așa și la el o trimis la fel. Vedeți, e mai pata mare, ascuțit, pentru că și mama e la fel. Așa, restul sunt fetițe, cele trei neagră și cu celelalte două. Așa, ăștia sunt fluturii belgieni. Acum venim la secuiești, marca Dănuț și iepurii. Ăsta e iepuroiul 112, urgențele 112, de-aia l-am păstrat pe el, că și mai cuminte, ălalalt era mai nărăvaș și nu știu, pe ăsta cred că l-o pișcat de ureche, dar nu mai știu exact unde. Și zic, nu, las că-l păstrez eu, că îi mai cuminte. Așa. Și fetițele, Dănuța și Daniela. Dănuța îi o culoare mai deschisă, o nuanță mai deschisă și Daniela îi mai închisă. Sunt din două gene, de la Bihor și de la Cluj parcă, dar îs cu minte. Deci îmi plac amândouă, și Dănuța și Daniela. Bine, au ele fiecare câte un tatuaj, o cifră, dar mie îmi place să le personalizez, să le spun câte un nume. Ăsta care e 103, am zis că e soarele meu, de la Costi Soare. Nu v-am mai spus. Așa, cu secuiești. Și continuăm cu Hicol François, ca să fim în bună regulă. Deci, mie îmi place să zic mai în engleză, Hicol. Dar din franceză, pentru că e o rasă sau hibrid franțuzesc, Hicol François. Încă n-o terminat de năpârlit, ca să zic așa, dar o năpârlit destul de bine. Ăsta e albul. Mai face el figuri cu... Cine l-a văzut a zis că îi marele alb, deci ureașul alb. Nu este, dar seamănă. Am văzut la Dani Husar, unul alb, dar pe când m-am trezit să-l întreb de el, se pare că l-a vândut. Am vrut să-l achiziționez ca să-l aduc la mine în gospodărie să facem o comparație între ureașul alb și Hicol alb. Pentru că are ureche mare și cine l-a văzut și în filmare și în realitate, au zis că nu-i vine să creadă că îi Hicol. Au zis că e ureaș alb. Du-te de acolo, mă! Du-te jos! Așa, mergem la fratele lui. Fratele lui Albu, Uri 1. Vedeți că nu s-o prea pigmentat. Are oricum o tentativă de nuanță așa pală și asta îl face să se pigmenteze mult mai greu, adică cu frigul. La năpârlire se vede că încă mai năpârlește, deci n-a terminat 100% de năpârlit,
De aia am zis că trebuie să așteptăm să vină frigul, să năpârlească și după aia dăm la montă. Că mulți se grăbesc. Da, care au clienți să se grăbească. Nu zic nimica, dar e un impediment pentru ei, e un factor de stres. Și mulți au zis că nu se reproduc. La mine s-au reprodus pentru că am montat cu ei. În ideea să văd factorul ăsta de stres, deci deși au 3 ani de zile nu au slăbit, să zic așa, din punct de vedere al montelor, drept urmare, deci pe URI 1, pe ăsta, am montat-o cu raza soarelui și drept urmare ați văzut că îi bun de reproducere, chiar dacă îi pe năpârlire, o da rezultat bun. Acum nu știu cât de bună mamă va fi. E la prima fătare. Și pe aceasta, nas în două culori, am dat-o la montă cu albul. Ea se pare că nu și-o făcut cuib, dar e destul de grăsuță. Acum nu știu dacă e gestantă sau nu. Pentru că o mânca tare bine și e tânără. O să vedem ce face pipi. Sau mai are de fătat. Nu se știe. Se curăță acum. Că și ea fiind la prima fătare, acum învață. Bun, să mergem mai departe. Să vă mai arăt un mascul. Talpă iute. Și el se vede acolo pe spate că mai are de năpârlit. Arată mai urât, să zic așa. Ăsta îi feciorul lui. Feciorul lui URI 1. Mai am în coteț pe brădățel, de a zic că Hicol face și pui albi și pui pigmentați așa ca și californianul. Și frate sub brădățel e pigmentat. Are pigmentul ăla pe nas ca și bradul și de aia am zis brădățel. Și are boxă mare după cum vedeți. De aia am zis că după montă își primește dreptul de boxă mai mare. Dar până la dreptul de montă, rămâne așa în boxă mai mică. Am intrat în coteț. Să vi-l arăt pe brădățel. Să vedem dacă se vede. Colțurile alea stânga-dreapta. Crengile de la brad. Și cu femela de samurai am lăsat-o împreună din lipsă de boxe și când va fi de fătare o voi băga în boxă. Se vede că are burtică, dar încă nu i-o sosit termenul. Așa, să vedem pe ăsta că n-am apucat să vi-l arăt. Ăsta e Morocco. E uriaș de Transilvania. Nu vrea să steie. Așa. Ăla ce am zis că e disponibil, e fratele lui de cuib. Ăsta e mai Maroc. Pe pigment nu stă rău, dar nici extraordinar de bine. Nu-i ceea ce ar trebui. Aici avem pe negruța. Asta e Hicol pe negru. No. De-aia zic că dacă nu bag telefonul în cușcă, nu o vedeți. Așa cum e neagră, e o umbră. S-a făcut frumoasă. Și așteptăm momentul prielnic să o montăm. Să o dăm la montă. Clipește blana pe ea.
Mie nu-mi place negru de obicei, dar asta e și frumoasă și cu minte. Deci a avut o evoluție foarte bună și sclipește blana pe ea și ea mai are de năpârlit, vedeți cum mare de năpârlit, dar arată foarte bine în comparație cu alții iepuri. Ce-i, mă? Și tu vii la filmare? Deci am zis că prezentăm Hicolul și asta e alba D, pentru că am avut S din stânga și D din dreapta. Asta fiind în dreapta e D, o mamă foarte bună și iepurițele alea albe de la liber îs fetițele ei. Acelea sunt disponibile. Aici avem iepurița Nas 1 și ea mai are niște puișori. Mamă foarte bună. E mama la talpă iute și la brădățel. Deci e o mamă excepțională. Am scos câteva cuiburi faine din ea. Cred că voi continua pe alt videoclip, pentru că sunt deja 31 de minute. Nu știu dacă nu se închide sau sare peste filmare și îmi bagă alt videoclip. Dar continuăm pe alt videoclip.